Accident cu doi morți și un rănit grav în Prahova din cauza unei traversări nepermise într-o clipă de neatenție. Victimele au parcat mașina pe dreapta și au încercat să ajungă la un magazin situat pe partea cealaltă a șoselei. În momentul acela au fost loviți de un autoturism în care erau un șofer de 20 de ani și doi pasageri. Bărbatul de 44 de ani a fost declarat decedat pe loc, iar fetița de 11 ani în stop cardiorespirator a murit la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Femeia de 38 de ani a rămas internată pentru investigații și o intervenție chirurgicală.